Moștașu și Cristina. O să-i rog pe colegii mei să vă spună câteva impresii la început și după aia vedem. Copii, felicitări, mi-a plăcut foarte tare. Pentru primul pas, Ștefan a pășit cu dreptul. Mulțumim. Mulțumim frumos. Ștefan, pe o scară de la 1 la 10, câtă sinceritate îți dorești? Tu zici chestia asta de parcă s-a întâmplat o conflagrație pe scenă. A fost foarte mișto, cred că zici de altceva. Și atunci, Ștefane, eu îți spun sincer anumite chestii. Hai să ascultăm. Pentru că el crede că noi îl inducem în eroare. Dar spune ce vrei, ești liberă. Nu-i așa, colegul meu, Carla? Bă, ce cazul să divorțați. Am simțit eu ceva. Am simțit eu ceva. Carla mi-a deschis ochii. Să nu-i ținem pe copii în tensiune. Pot să spun doar că el mi-a atras atenția mai mult. Nu știu dacă e bine, dacă e rău din punctul Ștefan de vedere, habar n-am. Pot să spun că eu, ca și simplu spectator, mai mult m-am focusat pe el. La tine mi s-a părut că e puțin greoaie treaba, că te chinui să ceva. Da, într-adevăr, noi ne-am deprins cu varianta cântată în original și ea este mult mai pe credibilitate, să spunem așa. E aproape țipată. Dar se poate corect. Aici a fost cântat foarte safe. Nu aș merge pe safety, aș merge pe risc maxim. Rupeți-vă, altfel n-aveți nicio șansă. Asta e părerea mea. Eu am aici 10 grupuri, dintre care două grupuri merg în aceeași direcție. Grupul vostru, Oscar și Miruna. Vă e clar, ca să merg cu două grupuri de același gen mai departe, ar trebui să fiți excepțional și să mizez pe chestia asta. Nu știu, a fost ok. Nu incredibil, legendar, genial. Ok. Logic, pe eu, părerea mea e că sunt mai bun decât toți. Nu, asta trebuie să fie atitudinea. De toți de aici, da? Ți-ai auzit ce-a spus? Nu, cel puțin dintre rapper. Aici e puțin alt domeniu. Da. Da, din țară. În curând din lume. Haha. N-a fost excepțional. Dacă ceilalți sunt sau au un moment mai bun ca al vostru, e clar că o să-i aleg pe ceilalți. Așa gândesc. Eu nu înțeleg un lucru. Noi avem 4 scaune libere. Adică, da, dar ideea este că îi poți după... Dar mi-e pare că ești absolut gata dacă s-o așezat să ridice. Mă gândesc și vă spun imediat. Pentru mine contează mult rezultatul. Important este să te simți tu împlinit, pe lângă faptul că mai ai și... Nu știu ce să zic. Contează foarte mult rezultatul, asta e concluzia finală. Poștașul și Cristina. Seara asta... Luați loc pe scaun. Ia! Să stea până când venim noi. Aia e. Aia e. Aia e. Dă-mi și cafeaua aia. Și eu. Cala mea cafeaua aia. Nu și-a dat nimeni seama oricum. Nu jur eu nimeni. Ei nu știu. Ei habar n-au cum trebuia să sune piesa, știi? Mai bine. Da? Ce-ți spune? Dă loc. Dă loc. Dar nu e vina ta. Nu e vina ta. Puteam greși eu. Mama, alocule. Cine